Dăruind Maicii Domnului bogăția trecătoare, Maica Domnului le-a dăruit bogăție veșnică. Un cetățean din Roma, pe nume Ioan Patrichie, neavând copii cu femeia sa, a dăruit toate avuțiile sale Preacuratei Fecioare Maria, zidind o biserică în numele Preasfinției sale. Trăind în continuare o viață cucernică și plină de fapte bune, mai înainte de moartea lor, li s-a arătat Maica Precista și le-a zis: Voi m-ați făcut pe mine moștenitoare peste avuțiile voastre cele pământești. Eu, mai bune și veșnice bogății, voi cere pentru voi de la Fiul meu. Acum mergeți, căci mâine vă vor duce pe voi îngerii la mai bune și mai frumoase case. Maica Domnului trimite semn zăpadă în timpul verii pe locul viitoarei sale biserici. Același Ioan Patrichie cu femeia sa, pe când se aflau în viață, s-au rugat Maicii Preciste ca să le arate ce să facă cu avuția lor. După îndelungate și calde rugăciuni adresate către Maica Preacurată, într-o vreme foarte călduroasă peste muntele Exvenilului, care se afla în interiorul zidurilor cetății, a început a cădea zăpadă atât de abundent încât s-a acoperit cu troiene. În noaptea următoare, lui Ioan Patrichie și femeii lui s-a arătat Maica Precista, care i-a îndemnat pentru rugăciunea și dragostea lor să zidească o biserică în cinstea Sfinției sale, în acel loc în care vor afla zăpadă, adică în munte. Mergând ei, au spus această vedenie lui Liberiu, Papa Romei, între anii 352-366, de la care, primind binecuvântare, au zidit în acel loc o minunată biserică închinată Preasfintei și Pururea Fecioare Maria, Maica lui Dumnezeu. Maica Domnului descoperă și lui Liberiu, Papa Romei, voia și dorința sa. În acea noapte în care Maica Domnului s-a arătat lui Ioan Patrichie și soției sale, în același timp i s-a arătat și lui Liberiu, Papa Romei, spunându-i că acolo unde a căzut zăpada este locul dorit și ales de dânsa, unde să îi se zidească o biserică. Auzind acestea de la Maica Domnului, Liberiu, însoțit de sobor mare de preoți și de mulțime de oameni, au mers la locul arătat și, făcând litanie, a sfințit locul unde s-a ridicat apoi acea biserică dorită de dânsa. Pentru zidirea acestei biserici, Ioan Patrichie și-a cheltuit toată averea sa, care, isprăvindu-se, a fost sfințită, punându-i se hramul Sfânta Maria cea Mare. Rugându-se Maicii Domnului, au dobândit fiul binecuvântat, care a pătimit pentru credință. Sfântul mucenic Ștefan, numit cel tânăr, care a pătimit pentru cinstirea Sfintelor Icoane sub împăratul iconoclast Constantin Coprinim, s-a născut la anul 714 în cetatea Constantinopolului, din părinți drept credincioși, bogați în averi, dar mai bogați în virtuți. Mai înainte de a se naște el, părinții lui erau foarte întristați pentru că nu dădeau naștere de fii. Pentru aceasta, ei s-au rugat foarte mult Maicii Domnului în biserica din Vlaherne să le dăruiască lor o draslă. Ei au făgăduit că orice vor avea, fiu sau fiică, îl vor închina slujirii lui Dumnezeu. Odinioară, rugându-se lui Dumnezeu și Maicii sale, noaptea i s-a arătat în vis Maica Precista, înconjurată de multă lumină, care i-a zis:
mergi cu pace că vei naște fiu după rugăciunea ta. Aflându-se în acel timp în biserica din Blaherne, deșteptându-se din acea ușoară ațipire, s-a dus fericită la casa sa și în scurt timp a zămislit în pântece fiu, care, la timpul cuvenit născându-se, din sfântul botez i-au pus numele de Ștefan. Acesta, făcându-se mare după făgăduința părinților, și-a închinat viața lui Dumnezeu într-o petrecerea călugărească și, la timpul cuvenit, și-a vărsat sângele pentru apărarea dreptei credinței și a sfintelor icoane. Maica precista promite slavă veșnică celor ce se nevoiesc în bine. Ava Evstratie de la Gemrod, fiind în biserică cu toți călugării la slujba utreniei, pe când se rugau lui Dumnezeu, li s-a arătat lor Maica precista, care a coborât asupra lor o coroană cu lănțișor de aur. Pe coroană erau scrise aceste cuvinte: Miluite voi, o preacuvioase! După aceea, precista a zis cu glas tare: Precum sunt eu acum în slavă, așa veți fi cu mine în veci.